Informația momentului, doamnelor și domnilor, guvernul, atenție, cere anularea certificatului de revoluțional în cazul fostului președinte Ion Iliescu. Bianca Ogarcă în direct cu noi cu mai multe informații. Bun găsit, Bianca! Bun găsit! Secretariatul de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România și aflat în subordinea guvernului a adoptat cu unanimitate de voturi, iată, retragerea titlului de luptător pentru victoria Revoluției din 1989 pentru fostul președinte al României, Ion Iliescu. Ca urmare a acestei decizii, secretariatul se va adresa instanței de contencios administrativ pentru a-i se retrage acest titlu lui Ion Iliescu și, atenție, toate avantajele care decurg din obținerea acestei titulaturi. Cererea a fost formulată de către Asociația 21 decembrie 1989, iar ca dovezi au fost utilizate atât CV-ul public al fostului președinte, cât și mărturii.